Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou pe drum însoțindu-l pe Iacov în procesul prin care îl trece Dumnezeu. Poate că după ce am vorbit de întâlnirea pe care Iacov o are cu Dumnezeu la Peniel, o întâlnire despre care spuneam că a schimbat radical viața lui Iacov, vă întrebați dacă nu cumva am exagerat cu această afirmație. Parcă nu se văd prea multe schimbări în viața lui. În capitolul 34 pe care l-am studiat data trecută, nu erau modificări importante. Ba mai mult, întreaga lui familie pare a fi marcată de un comportament violent, incompatibil cu experiențele de care avuseseră parte până acum. Totuși, eu cred că a avut loc o schimbare. Tot ce înseamnă viața lui Iacov de la nașterea lui și până la momentul luptei de la Peniel este marcat de un permanent efort pentru afirmarea ego-ului. Chiar dacă capitolul 34 nu ne-a arătat un Iacov care trăia prin credință, asemenea lui Avram și lui Isaac, cel puțin avem un Iacov care este în acest proces. Am întâlnit persoane care solicită mereu dovezi cu privire la schimbarea unei persoane. Dacă ei nu văd dovezile pe care le așteaptă, atunci consideră că acea persoană n-a făcut niciun progres. Cred că în astfel de situații este foarte important să privim și la locul de unde a pornit acea persoană. Pentru unul care pornește de sub cota 0, este un mare salt să ajungă la cota 1. Pentru unul care pornește de la 0, este foarte adevărat că 1 nu reprezintă mare lucru. Așadar, cred eu, sub această formă trebuie privită modificarea vieții lui Iacov. Așa cum spuneam, după ce Iacov scapă de amenințarea celor doi mari dușmani ai săi, Laban și Esau, împreună cu familia lui se stabilește la Sihem. Aceasta însă se dovedește a fi un eveniment trist, pentru că Simeon și Levi răzbună în mod sângeros pe sora lor Dina, care a fost violată de tânărul Sihem, fiul stăpânului acelor locuri. Reacția lui Iacov față de acest neplăcut incident nu este tocmai potrivită. El este mai mult preocupat de ceea ce o să creadă oamenii despre el în această nouă situație decât de păcatul fiilor lui. Unii comentatori întreabă de ce nu s-a dus Iacov cu familia lui la Betel, acolo unde a avut prima întâlnire cu Dumnezeu. Nu vreau să dau răspuns la această întrebare, dar aș vrea să adaug o alta. Era oare Iacov pregătit pentru Betel? Era el gata pentru noile experiențe pe care Dumnezeu le avea pregătite pentru Iacov? Nu cred că era pregătit. Cel puțin din relatările capitolului 34, aceasta reiese. Iacov era încă un om care se baza destul de mult pe resursele proprii. Pentru că nu avea suficientă încredere în Dumnezeu, nu s-a dus până la Betel, ci s-a oprit la Sihem. Din această cauză are loc și acest neplăcut incident de la Sihem. După acest incident, Iacov are parte de câteva experiențe în care mâna lui Dumnezeu intervine clar în viața lui și el ia o decizie pe care trebuia să o ia cu mult timp înainte. Dar în legătură cu aceasta, o să vedem ce descoperim în capitolul 35 al cărții Geneza. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului tău care ți s-a arătat atunci când fugeai de fratele tău Esau. Acesta este momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Iacov înapoi la Betel. După trista experiență de la Sihem, Iacov este pregătit să plece.
Schimbarea care mi se pare mie că are loc în chiar această fază în familia lui Iacov este aceea că el începe să-și asume conducerea spirituală a familiei. Dragi prieteni ascultători care sunteți tați, părinți, responsabilitatea, aș spune marea responsabilitate pe care o avem în familia noastră, nu este numai aceea legată de bunăstarea materială a familiei, ci și aspectele spirituale trebuie să ne preocupe. Iacov începe să înțeleagă acest lucru. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Uitați-vă acum la Iacov, dragi ascultători. Acesta este omul pe care l-a așteptat Dumnezeu. Iacov nu mai este diplomatul care folosește vorbe mieroase și planuri meșteșugite pentru a obține ceva. De acum începe să se poarte ca un lider cu autoritate. Sunt aici câteva lucruri pe care Iacov le cere casei lui. În primul rând, cei din casa lui trebuie să scoată dumnezeii străini din mijlocul lor. Este aproape șocantă cererea lui. Aduceți-vă aminte de momentul în care au plecat de la Laban. Rahela a furat zeii tatălui ei și i-a ascuns. Iacov nu a știut atunci despre acest lucru. Cu siguranță că a aflat mai târziu, dar se pare că n-a luat nicio măsură până acum. N-a luat nicio măsură, deși, având în vedere ultimele lui experiențe cu Dumnezeu, te-ai fi așteptat să o facă. Dar iată că acum este timpul. Iacov, în sfârșit, face ceea ce trebuie și începe cu un lucru foarte important: zeii străini și păgâni. Cred că acest episod ar trebui să constituie o lecție pentru mulți creștini. Sunt mulți creștini care, timp de 6 zile pe săptămână, slujesc unui Dumnezeu străin, iar duminica, frumos îmbrăcați, vin la biserică și se închină adevăratului Dumnezeu. Numai că în acea duminică se întreabă de ce nu simt nimic. De ce nu este acea atingere specială pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o aduce celor ce sunt adevărați copii ai lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că în viețile lor încă mai sunt dumnezei străini. Poate că și tu, dragul meu prieten, mai ai un astfel de zeu în viața ta. Nu știu care este el. Poate fi invidia, poate fi lăcomia sau multe alte lucruri. Dar toți acești zei absorb energia noastră spirituală și împiedică relația noastră cu Dumnezeu. Într-o astfel de situație nu poți merge la Betel, la locul întâlnirii cu Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care Iacov îl cere familiei sale este ca aceștia să se curățească. Pentru ei, aceasta presupunea un anumit ritual. Pentru creștini, acest lucru înseamnă mărturisirea păcatelor, confesarea. Este neapărat nevoie ca omul să se confrunte direct cu păcatul din viața lui. Vedeți, confesarea sau mărturisirea păcatelor are un efect important pentru viața noastră. Despre ce este vorba? Una din strategiile pe care diavolul le folosește este aceea a adormirii conștiinței. Adică se luptă să ne facă insensibil față de păcat, să nu mai fim conștienți de păcatele noastre. Acum, locul acesta nu este deloc de neglijat. Implicațiile lui sunt multiple. Mai întâi, cine este cel care ne arată când păcătuim? Scriptura spune următorul lucru despre acest aspect: noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Acestea sunt cuvintele lui Ioan, scrise în prima epistolă, capitolul 4, versetul 6. El vorbește aici despre activitatea Duhului lui Dumnezeu. Duhul adevărului este în directă legătură cu starea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Așadar, diavolul nu face altceva decât să încerce să-l reducă la tăcere pe Dumnezeu în viața noastră. Din păcate, mulți sunt cei care se lasă atrași într-o asemenea cursă. Societatea modernă este gata să accepte orice termen care să definească greșelile și slăbiciunile ei, dar să nu audă de cuvântul păcat. Ba mai mult, chiar și termenul este de acum dezbrăcat de sensul lui și folosit în circumstanțe total neadecvate. Auzim adesea: e păcat o asemenea vreme, păcat că nu poți veni la filmul acesta, sau altele, deși eu aș spune că mulți fac mari păcate ducându-se la anumite filme.
Diavolul i-a făcut pe mulți să nu mai asculte vocea Duhului lui Dumnezeu. Sunt atâția care spun, eu n-am de ce să mă pocăiesc, n-are de ce să-mi pară rău, n-am dat foc la nimeni, n-am spart familia nimănui, n-am făcut rău nimănui. Oare? Nu cumva chiar ție îți faci rău cu asemenea atitudine? Biblia spune în Epistola către Romani, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În capitolul 5, versetul 12, citim, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Deci, al cui cuvânt este adevărat, dragii mei? Cuvântul nostru împotriva celui al lui Dumnezeu? Mărturisirea păcatelor vine să ne facă conștienți de prezența Duhului lui Dumnezeu în viața noastră, apoi să ne facă conștienți de limitele noastre și de necesitatea unui izbăvitor. Acest izbăvitor este Domnul Iisus Hristos. Doresc să mai înțelegeți un lucru legat de mărturisirea păcatelor. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne mărturisim păcatele pentru că dorește să ne umilească. Aici nu este vorba de o terapie psihică, de procese de conștiință, ci este vorba de creșterea noastră spirituală. Dumnezeu ne încurajează să ne mărturisim păcatele pentru că vrea să ne ajute, să ne curățească, să ne elibereze de povara lor. Ascultați numai ce spune Dumnezeu prin Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este intenția lui Dumnezeu, să ne curățească El de orice nelegiuire, să ne elibereze. Cel de-al treilea lucru pe care îl solicită Iacov familiei sale este schimbarea hainelor. Cu alte cuvinte, ei trebuiau să scape de hainele vechi și să se îmbrace cu altele noi. În general, în Sfânta Scriptură, hainele semnifică obiceiurile. Sunt și proverbe care prind aceeași idee. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Este foarte adevărat că obiceiurile nu se schimbă la fel de repede și ușor cum se schimbă hainele. Pe de altă parte, de multe ori hainele particularizează un anumit grup sau mișcare. Sunt mulți care prin hainele pe care le poartă comunică un mesaj. Cred că și pentru creștini, modul de a se îmbrăca trebuie să fie atent studiat. Cred că este o anumită atitudine prin care comunicăm cine suntem și ce credem. În ceea ce privește obiceiurile noastre, sunt ele obiceiuri care fac cinste Domnului nostru? Dacă nu, cred că sfatul lui Iacob ne prinde bine și nouă. Spuneam la un moment dat că una din dovezile schimbării lui Iacov este și cea legată de modul în care marchează el trecerea prin diferite locuri și întâlnirile pe care le are cu Dumnezeu. Avram și Isaac construiau altare. Iacov ridica stâlp de aducere aminte. După ce are acea întâlnire personală cu Dumnezeu la Peniel, Iacov începe și el să construiască altare. De acum încolo, el va depune o mărturie pentru Domnul Dumnezeul său. Lucrul de care își aduce aminte Iacov este promisiunea pe care i-o face Dumnezeu când el fugea de acasă și se îndrepta către Laban. Acolo, la Betel, când Iacov era singur și deznădăjduit, Dumnezeu se apropie de el și îi face o minunată promisiune, asigurându-l că se va întoarce cu bine acasă. Dumnezeu i-a promis atunci că îi va fi credincios lui Iacov și a fost. Acum este momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Iacov înapoi la Betel. Este locul de unde a început totul. Este locul de unde trebuie reluat totul. Cred că trebuie să recunoaștem că anii pe care îi petrecem trăind o viață creștină sărăcăcioasă și inferioară sunt ani risipiți, fără rost. Sunt ani pe care îi irosim. Amintiți-vă numai de faptul că Dumnezeu cheamă națiunea Israel să iasă din robia egipteană și să meargă în țara pe care a promis că le-o va da să locuiască în ea. Când ajung la granițele ei, se sperie și nu mai vor să intre în ea. Din această cauză, timp de 40 de ani au rătăcit prin deșert, un timp pe care l-au pierdut fără rost. Cu toate că Iacov a pierdut ani buni din viața lui în ceea ce privește relația lui cu Dumnezeu, de această dată Dumnezeu se prezintă ca fiind Dumnezeul lui Iacov. Aceasta este o mare încurajare. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul lui Iacov, atunci cu siguranță poate fi și Dumnezeul nostru.
Așa cum spuneam, de acum înainte, Iacov începe să-și exercite autoritatea asupra familiei. Să citim mai departe. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Doresc să spun că în acele zile cerceii nu erau simple podoabe, ci adesea erau asociați cu închinarea față de un anumit zeu. De asemenea, faptul că Iacov i-a îngropat sub stejar nu înseamnă că i-a pus la păstrare, ci că a vrut să scape de acele lucruri. Un alt lucru pe care îl admir aici la Iacov este că el nu s-a gândit să folosească acele lucruri pentru a câștiga ceva de pe urma lor. Nu s-a gândit să vândă acel aur sau să facă altceva cu acele lucruri pentru a avea un profit. A dorit pur și simplu să scape de toate acele lucruri. După aceasta pleacă către Betel. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Înainte ca Iacov să dea locului acelui numele de Betel, locul se numea Luz. Însă de atunci încoace locul este cunoscut sub numele dat de Iacov. Aici construiește Iacov un altar în locul stâlpului de aducere aminte pe care îl lăsase în urma sa când a trecut pentru prima dată pe acolo. Aceasta este o dovadă a creșterii spirituale a lui Iacov. Mai întâi a numit locul acela Casa lui Dumnezeu, aceasta din pricina îngerilor pe care i-a văzut. Acum numește locul El Betel, adică Dumnezeul Casei lui Dumnezeu. Acest moment este unul pe care Dumnezeu l-a așteptat cu multă răbdare. Este momentul în care Dumnezeu reînnoiește legământul său, de data aceasta pentru Iacov. Dumnezeu s-a arătat iar lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel, și a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, crește și înmulțește-te. Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ție-ți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise. În toți anii aceia care s-au scurs între momentul în care Dumnezeu s-a întâlnit prima dată cu Iacov și acest moment, Dumnezeu a încercat să se apropie de Iacov, pentru ca Iacov să se lase binecuvântat de Dumnezeu, să poată încheia acest legământ cu el așa cum făcuse și cu părinții lui. Chiar și promisiunea sau binecuvântarea este făcută în termenii atât de cunoscuți datorită folosirii lor în cazul lui Avram și Isaac. Numele pe care Dumnezeu îl folosește este numele de Dumnezeu atotputernic, nume sub care s-a prezentat și înaintea lui Avram. Elementele promisiunii sunt aceleași, numele, națiunea și țara pe care o vor locui. Acum Iacov ridică un nou stâlp de aducere aminte, dar de această dată semnificația este diferită. Ceea ce trebuie să ne rețină atenția însă aici este jertfa de băutură pe care o aduce Iacov. Este pentru prima dată când apare o referire la o astfel de jertfă. În cartea Levitic sunt enumerate 5 feluri de jertfe, dar nu este menționată această jertfă de băutură. Nu ni se dă aici niciun detaliu cu privire la semnificația ei sau la modul în care a fost ea adusă, ci doar este menționată aducerea ei. În niciun caz nu este vorba despre o greșeală, pentru că și Pavel menționează această jertfă în scrisoarea pe care o scrie Filipenilor. El spune acestora că este gata să fie turnat ca o jertfă de băutură. Să ne întoarcem la familia lui Iacov, căreia îi se adaugă un nou membru. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahele i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea și în timpul durerilor nașterii moașa i-a zis, nu te teme căci mai ai un fiu. Și pe când își dădea ea sufletul că-și trăgea să moară, i-a pus numele Benoni, fiul durerii mele. Dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem.
După cum vă aduceți aminte, Rahela mai avea un fiu, pe Iosif. Acum are pe cel de-al doilea fiu, pe care îl naște cu prețul vieții ei. El numește fiul durerii, dar Iacov, a cărui dragoste pentru Rahela era foarte mare, îi pune un nume care să-i amintească de ea, Beniamin, fiul dreptei. Desigur, durerea lui Iacov a fost mare pentru pierderea Rahelei. El a iubit-o foarte mult încă de când a văzut-o pentru prima dată. A lucrat ani de zile pentru ea. Copiii ei i-au produs mari bucurii. De ceilalți 10 se pare că nu se bucura prea mult. De fapt, aceste necazuri se trag de la această căsătorie multiplă care niciodată n-a fost acceptată de Dumnezeu. Iacov începe să manifeste o dragoste deosebită față de cei doi fii ai Rahelei, lucru care nu trece neobservat de ceilalți fii ai lui. Mai mult, o anumită gelozie se naște în inimile fiilor lui Iacov, gelozie care va aduce mare amărăciune pentru Israel. Mormântul Rahelei este și astăzi localizat pe drumul către Efrata. În cele 4 versete, dintre 22 și 26, ne sunt prezentați fiii lui Iacov, proveniți de la cele 2 soții și roabele lor. Noi am trecut deja în revistă numele lor. Un alt lucru demn de reținut este moartea lui Isaac. În versetul 29 citim: Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat. Așa cum Isaac s-a întâlnit cu Ismael la moartea tatălui său Avram, acum Esau se întâlnește cu Iacov la moartea lui Isaac. Ați observat probabil că nu ni se spune mare lucru despre moartea Rebecăi, soția lui Isaac. Se dau mai degrabă detalii despre moartea Deborei, doica acesteia. Acest lucru se poate datora și acțiunilor ei care n-au fost tocmai corecte. Indiferent de acestea, dragii mei, trebuie să reținem că Dumnezeu are un plan pentru fiecare și cu răbdare așteaptă să intrăm în acest plan al Lui pentru a ne binecuvânta. Rămâneți cu har și pace! Ascultă, Doamne, ascultă, o inimă ce te cheamă, care-ți cere ajutorul și care-ți cântă dragostea. Fii binecuvântat, Mesia, căci Tu mi-ai arătat lumina. Fii binecuvântat, Mesia, cuvântat Mesia, când cântă inima Mesia. Fii binecuvântat, o Doamne, Iisuse, Fiul de strig pe tine, doar pe tine, în clipa de bucurie, pe tine te slăbesc. Eu cred în tine, Iisuse, respir, iubesc, trăiesc prin tine, și a mea ființă întreagă, Doamne, vreau neîncetat să-ți dăruiesc. Fii binecuvântat, Mesia, căci Tu mi-ai arătat lumina. Fii binecuvântat, Mesia, pentru har.
Iisuse, Fiul de Dumnezeu, mă ocrotești și-mi dai pace, căci mi-e deasupra sfânta-ți mână. Prin tine doar încercarea o înving cu fruntea sus. Mereu simt ajutorul și simt lucrarea ta divină. Îmi cântă inima căci viața de tine-mi freamătă, Iisus. Fii binecuvântat, Mesia, căci Tu mi-ai arătat lumina. Fii binecuvântat, Mesia, pentru harul Tău. Fii binecuvântat, Mesia, îmi cântă inima, Mesia. Fii binecuvântat, o Doamne, Iisuse, Fiul de Dumnezeu. O Doamne, Iisuse, Fiul de Dumnezeu. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.